Numărul selăjenilor care vor să se pensioneze anticipat crește în această perioadă de la o lună la alta. Cei mai mulți solicitanți de pensie anticipată provin din sistemul de stat. Potrivit autorităților județene, numărul sălăjenilor care încearcă să obțină în această perioadă pensie anticipată crește aproape săptămânal, iar ca dovadă stau datele Casei Județene de Pensii Sălaj. Din ce în ce mai mulți sălăjeni angajați în unități de stat solicită acordarea pensiei în mod anticipat, având în vedere că vor intra în vigoare de la 1 iunie măsurile guvernului de reducere a salariilor cu 25%. Numai că autoritățile au demarat o serie de verificări pentru a stabili dacă solicitările sunt sau nu legale, din moment ce ieșirea la pensie mai devreme este condiționată de o serie de factori clari prevăzuți de legislația în vigoare. Potrivit conducerii Casei Județene de Pensii Sălaj, numărul sălăjenilor care au solicitat în ultimele 3 luni acordarea pensiei anticipate s-a dublat și se pare că numărul acestora va crește și mai mult în următoarele luni. Controlele au demarat și după ce în ultimii ani numărul pensionărilor pe caz de boală în județul Sălaj a crescut îngrijorător de mult, potrivit instituției prefectului Sălaj.